Ce faci, Bri? Foarte fericită, Mara, că a găsit motanul și că era ultimul. Și uite, e plin de motani. Sunt până jos, la asta e plină. Suntem la Penny și Pepele. Au descoperit ceva pentru că bunica Mariana le-a adus. Bunica era ultima. Bravo! Alt pinguin, fiindcă ăsta n-are puf. Vrei pinguinul. Bunica le-a adus o oaie, un unicorn și un iepuraș. Iar acum, bunica are cataloage. Și o să le dea și pisică. Urs, pinguin. O să ne dea. Ia veniți și să vedeți că motanul e la ultimul, că așa zice Mara. Ia priviți aici, până jos sunt numai motani. Foarte fericită Mara că a găsit motanul și că era ultimul și uite, e plin de motani. Sunt până jos la asta, e plină, plină de motani. Gata cu masca. Da. Uite ce i-a luat Luca Armina. Un unicorn. Meli mi-a pierdut copilul în Bulgaria, că s-a dat jos din căruț, dar la noi s-a făcut cu tot cu căruț. Dă-i pupuleț ei. Da, și acum mergem la casă să-i arătăm și mamei casa, să vedem ce părere are ea despre casa noastră, cea nouă. Hello! Hello! Să fiți sănători, să păstrați. Aici e dormitorul, Briana și a tău, da. Aici, camera noastră, a mea și a tati. Hai să invităm pe mama în baia noastră, Gri. Ce frumoasă! Yes. Trebuie să fie albă. Dormitorul mare. Briana a vrut la trampolină cu fetele, n-a mai putut sta în casă. Hai să dăm acele. Hai Briana, intră și... Hai Briana, hai. Gata. Foarte frumos, să stăpâniți casa sănătoși. Mulțumim. Să mulțumim. La strănepoți. Doamne ajută. Așa. Noutăți în legislație. De câteva zile, masca este obligatorie și în parcările din Bacău. Hai, să intrăm. Unde mergem, fetelor? Să luăm tobogan! Deja avem leagănele. Eu să-l vreau pe la roz, Mara pe la portocaliu. Mara galben, Bri portocaliu. Pentru că acela e de bebeluș. Avem o promisiune de căsuță, dar veți vedea asta într-un vlog viitor. Până atunci trebuie să luăm toboganul atașat căsuței. Haideți să mergem. Ne dezinfectăm. Hai, Teo. Nu cred că este pentru bebeluși. Da. Aici vedem căzile. Dacă tot am intrat în Dedeman, ne mai uităm și la modelele de căzi de aici. Căruțul rămâne pe lângă. Ce faci, Bri? Uite eu. Hai, hai la tata, hai. În acest jacuzzi încăpem amândoi. Hai, ieșiți. Nu. Foarte bine. Ia uite cine mai vrea. Vrea și a treia, ia să vedem. Treia, vezi, nu? Da! Perfect! Wow! E foarte lată! Ia să vedem ce chiuvete găsim. Așa, pătrate cu sertare. Uși. Ne cam e pe azi, nu? Da. Uite și astea ne-i. Asta e frumoasă. Asta e drăguță, că ai loc să pui stânga-dreapta multe chestii. Ideea e că mie nu-mi place fiind așa. Da, e mică. Da, e mică aici. Aia? Wow! E imensă. Asta e imensă, dar nu avem loc în baie. E frumoasă. Mie nu place. E pe lemn, oare? Așa pare, nu? Da. Mie nu-mi place. E imensă asta, e foarte frumos. Da, da, și mie îmi place. Mamă! Dar cred că are un metru. Ai zis că trebuie să fie până 70? 90. Aia din baia mică. Și am decis chiuveta care ne place cel mai mult și care le place și fetelor, pentru că au loc amândouă să se spele pe dinți, este aceasta. Dar noi vom lua doar chiuveta, suportul îl vom face singur din material alb. Ok.
Ele acum se spală pe dinți. Și am hotărât. Cred că rămâne asta în cap amândouă, ea s-a bucat treia. Unde e a treia? Ia a privit unde e a treia. A treia a rămas la jacuzzi. E așa, crede, n-avem bani. Mai strângem bani, mai facem o casă, ca să luăm jacuzzi. Acum ne mulțumim cu... Cu ce încape? Hai, să vedem. 1, 2, 3. În cap 3 bucăți? Ia. E destul de lată, e mai mare decât cea din apartamente, ia, clar. Așa că va rămâne aceasta, e și frumoasă. Nu se poate jacuzzi pentru că îți prinde părul când faci baie. Jacuzzi nu e pentru... Da, și când te spui pe cap. Jacuzzi nu e pentru copii, jacuzzi e pentru oameni mari. Și am găsit dușul preferat, acesta, pac-pac, cu trei trepte. Pac-pac, pac-pac. Așa, aceasta, bateria pentru chiuvetă la bucătărie. Super, nu? N-am stabilit chiuvetă la bucătărie, dar am găsit bateria. Și aici, bateria pentru cadă, baterie pentru chiuvetă și baterie pentru video. Și am ajuns la grădină! Oare unde sunt toboganele? Am văzut leagăne eu. Unde? Acolo. Înseamnă că acolo ar fi să fie și toboganele, nu? Da. Wow! Știți că am găsit fetele! Ce avea Cristiana la Tuzia. Se face pat și acum. Și asta se face pat. Ar fi mișto asta. Chiar mi-ar plăcea. Eu te uită, bă! Să dormi afară într-un pat din ăsta, e super! Chiar aș vrea să văd cum se face pat. Ia să te uităm. Hai să mergem, că n-am găsit tobogan. Acolo vrei? Da. Hai. Opa! Bravo! Relaxare! Pe să poți să te învârți! Ia, vreau și eu! Mamă, dă-o 360 de grade! Sunt super aceste fotolii lacrimă, să zic așa. Vedeți? Au o formă de picătură de apă. Am găsit și aici la Dedeman, dar tati zice că are un preț prea mare, așa că ne vom orienta către un magazin online. Am obosit, așa că pentru azi vă spunem la revedere! Și vă așteptăm mâine într-un nou vlog. Nu uitați! Pentru bază. Acum urmează să îl urcăm pe picioare. Gata?